Astăzi, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului, și pe Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului. Sfântul Ierarh Grigorie Teologul a trăit pe vremea împăraților Valens și Teodosie cel Mare, în cetatea Nazians din Capadocia. Sfântul Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, s-a născut într-o familie creștină, tatăl său, tot Grigorie, fiind chiar episcop al cetății, iar mama sa Nona intrând mai târziu în cinul monahal. După o instruire elementară pe care o primește în casa părintească, tânărul Grigorie face studii mai înalte în școala din Cezarea, unde va cunoaște pe Sfântul Vasile cel Mare, cu care va lega mai târziu o prietenie sfântă. Din Cezarea Capadociei pleacă în Cezarea Palestinei, iar apoi va studia în Alexandria și în cele din urmă în Atena. Este consemnat faptul că avea cunoștințe temeinice de gramatică, retorică, poezie, filozofie și matematică, dar mai ales că a cercetat și a aprofundat scrierile Sfinților Părinți și Sfânta Scriptură. Deși la Atena i s-a cerut să rămână pentru a preda, Sfântul se întoarce în Capadocia, lângă părinții săi, unde devine dascăl. Tatăl său, bătrânul episcop Grigorie, l-a hirotonit preot, iar aceasta, deși Sfântul s-a împotrivit, considerându-se nevrednic, dar când i se propune scaunul episcopal, Sfântul Grigorie se retrage în pustie alături de prietenul său, Sfântul Vasile cel Mare. În anii 363-364, din cauza tulburărilor provocate de ereziile vremii, Sfântul Grigorie se întoarce la tatăl său pentru a-l ajuta să restabilească unitatea Ortodoxiei. În anul 370, prietenul său, Sfântul Vasile cel Mare, este ales episcop al Cezareei, iar doi ani mai târziu, în 372, acesta îl va sfinți pe Sfântul Grigorie, episcop de Nazians. Deoarece biserica din Constantinopol era amenințată de rătăcire din cauza învățăturilor greșite a lui Arie, Sfântul Grigorie a fost chemat de puținii drept credincioși din cetate pentru a le fi păstor. Astfel, în anul 379, episcopul de Nazians devine episcop al cetății Constantinopolului. În această perioadă, Sfântul Ierarh Grigorie va scrie cele 5 cuvântări teologice, în care va expune și va apăra învățătura despre Sfânta Trăime, iar aceasta pe înțelesul tuturor. Pentru aceasta, mulți dintre cei rătăciți s-au întors la adevărata credință, iar episcopul Grigorie va primi numele de Teologul. În anul 381, episcopul Constantinopolului, Grigorie Teologul, a participat la al doilea sinod ecumenic care a avut loc în cetatea sa. La acest sinod se opune ereziei ariene, aducând multe dovezi împotriva învățăturilor greșite care tulburau pe atunci biserica. După lucrările Sfântului Sinod, Sfântul Ierarh Grigorie se retrage în Nazians, unde se va dedica scrierilor de teologie precum și poeziei creștine. În anul 389, Sfântul Grigorie Teologul pleacă la Domnul, lăsând peste 45 de cuvântări teologice și numeroase imnuri creștine, precum și diferite scrisori cu caracter pastoral. În afară de ziua de astăzi, Biserica Ortodoxă îl mai pomenește și pe 19 ianuarie, când se sărbătorește aducerea sfintelor sale moaște la Constantinopol, precum și pe 30 ianuarie. Sfântul Grigorie Teologul este pomenit împreună cu Sfântul Vasile cel Mare și cu Sfântul Ioan Gură de Aur la data de 30 ianuarie, iar sărbătoarea a fost numită Sfinții Trei Ierarhi, ca recunoaștere specială a contribuției lor pentru Ortodoxie. Sfântul Vasile cel Mare a fost un mare teolog și autor de scrieri ascetice, fiind ales în anul 370 pentru lucrarea sa sfântă arhiepiscop al Cezareei. Pe lângă scrierile sale exegetice și apologetice și pe lângă implicarea sa în organizarea vieții monahale, Sfântul Vasile cel Mare a pus bazele asistenței sociale organizate prin întemeierea Vasiliadei. Biserica Ortodoxă îl pomenește pe 1 ianuarie și de asemenea pe 30 ianuarie. La 8 ani după plecarea la Domnul a Sfântului Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost ales arhiepiscop al Constantinopolului. El a lăsat lucrări teologice de mare valoare, precum și lucrări liturgice, dintre care cea mai importantă a fost Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie,
care se săvârșește cel mai adesea în Biserica Ortodoxă. Este prăznuit la 13 noiembrie, precum și la 30 ianuarie. Tot astăzi este pomenit și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului. Sfântul Ierarh Bretanion a trăit în secolul al IV-lea, fiind originar din Capadocia. Potrivit istoricului Sozomen, acesta a fost ucenic al Sfântului Vasile cel Mare și a fost ales episcop de Tomis, Constanța de astăzi. Episcopul Bretanion a dus o viață ascetică, de nevoință, dar s-a remarcat mai ales prin faptul că a luptat împotriva arianismului. Pentru îndrăzneala sa de a-l înfrunta pe însuși împăratul Valens, care era arian și care i-a cerut să accepte și să îmbrățișeze această erezie, a fost arestat și în cele din urmă trimis în exil. Poporul însă, după cum consemnează Sozomen și Teodoret din Cir, s-a împotrivit, iar de frica unei revolte împăratul a fost nevoit să renunțe la pedeapsă și să-l lase în scaunul de episcop. Potrivit unor istorici, Sfântul Ierarh Bretanion ar fi autorul actului martiric al Sfântului Sava de la Buzău, prăznuit la data de 12 aprilie, originar și el din Capadocia. De altfel, Sfântul Vasile cel Mare menționează activitatea ierarhului Bretanion în scrisorile sale pastorale 164 și 165, lăudând sfințenia, evlavia și darurile duhovnicești ale acestuia. Episcopul Tomisului, ierarhul Bretanion, pleacă la Domnul în anul 380 sau 381 după alți istorici, după o îndelungă activitate apologetică misionară.